un topor, motherfucker. Și ziceați că vreți GTA 5, ha? Ok, deci salutare, tu sunt Cristi și astăzi să începem să jucăm GTA 5. Ok, go to the guard. Ar trebui să pun și subtitrările, dar cred că ar fi o idee bună. Ok, acum cât timp o să așteptăm să intre ăștia în dulap, o să zic că eu nu prea aș fi vrut să fac serie cu acest joc, dar mulți dintre voi ați insistat să fac joc, să fac serie cu jocul, chiar dacă am zis că n-am chiar cea mai performantă placă video și o să pot filma, dar nu o să pot filma cu totul la high, așa că filmez pe medium, ceea ce e chiar ok, dar mie e aiurea. Așa că o să vă întreb acum, cât timp o să detonez bomba, vreți să fac serie cu acest joc? Dacă vreți să dați serie cu acest joc, atunci dați un like. Să vedem cam câte persoane ar vrea ca eu să continui cu această serie. Adică dacă nu vrei serie, eventual o să las episodul ăsta și o să fac, nu știu, câteva episoade, poate cu GTA Online. Dacă vreți serie, atunci o să continuăm seria și o să jucăm în tot jocul. Și îmi place cum e chestia asta, cum se vede în first person, e genial. Cred că așa o să joc, nu știu. No, bun, hai că avem ceva bănet. Aproape 180.000 de dolari. Oh, ok, ok, what the fuck, man, what the fuck. Ești sigur că ești sigur că o să ții minte? Așa, left, alt, așa, așa. S-a îngrijat unde bun, l-am pușcat. Bă, du-te dracu, după ce te-am salvat, acum te mai și plângi. Uf. Ok, Q. Damn, trebuie să schimb chestia aia de la, cum se numește? De la frap, să nu mai apară în partea stângă sus, că acolo mi-a părut opțiunile de... Ah, după clipul ăsta. No, bun, hai da. Open the shutter door. Și în sfârșit ceva acțiune. Ce, momentan nu ține nimeni de cont de pasta, de cum se numește, de glanțe, așa că îmi pot permite să mă duc mad mode și să-mi pușc tot ce prind, da? Bă, fără nu murise? Hai, nu zic că și ăla e în viață. Îl fac urât. Ok, ăla era viu. Mai sunt încă doi. Uite-l pe ăla de acolo. Ok. Aparent nu mult de doi. Up, nu dă-te. Oh, l-am văzut. Oh, uite-l. Pe ăla pot să-l omor din poziția mea și mai e un tip. Hai da! Doamne! Ok. Ăștia sunt mai ceva decât stormtrooperii să-mi bag piciorul cu ținta. What the fuck, ăsta era viu? What the fuck, man? Câte gloanțe am mâncat ăla? Până a murit. Ok, n-am omorât pe nimeni. Cred că am dărâmat unul. Parcă și deci presimt că nu e mort. Frate, s-a mort tu că n-am omorât pe nimeni. Ok, ăla acum e mort. Pare că da. Ok. Fii atent, mergem așa. Ăla e mort.
Get to the car. Get to the chopper. Mort, sper. Mort și ăla. Bun, în sfârșit putem să intrăm și noi în mașină ca oamenii. Ok, încă nu. Încă nu. Dar imediat. L-am omorât din mașină pe ăla? Sper că da. Oh, ok. Apare și băieța și fac treabă. F. Oh, hei, Trevor. Ce mustață să-mi trag pe-i palmă. Ok, aparent în timpul cutscene-urilor o să mai avem frame drop-uri grave. Vedeți exact ce ziceam. Ce l-a luat pe ăla fix în căpou. Dar îmi place că ăștia au mâncat la gloanțe de s-au suturat și tot n-a murit niciunul. Și gen, acum ăla așa un glonț și pică. Ok. Oh, shit, nu, stai, ce? Ce, doamne iartă. Shit, stai că nu văd să... Așa. Gata, mai bine. Nu-mi place să conduc în first person. Îmi place să joc în first person, dar nu-mi place să conduc în first person. Damn. Ce complicat îs. Băi, stai. Ăștia nu trebuia să... Ok, nu mă plâng. Uite un tractor. Ok. Asta a fost ca în seacă. Ok, trebuie să fac undeva la dreapta, așa că aici o să încetinesc. Pentru că știu că nu sunt în stare să conduc ca lumea. Trece trenul. Auci. Cred că a durut. Măcar n-a murit nimeni. Deși și-au luat câte ceva. Where the fuck's the chopper? Ok, încă un tip mort. Mamă, ce l-a picat pe ăsta. L-a pălit fix în inimă. Dar și ăsta prost, stă sub... cum să zic, sub braza focului. Adică nu mai văzut că a picat pe la drace. Damn. Ok. Bun, o să trag aici tot așa, mea, în mod măcar... Hai mă, pe bune, stai supraviețuit. Stai așa. Mamă, dar ce țintă tâmpită, e doar un punct, efectiv. Bă, da, ce dracu rezistă, mă, ăștia, halul ăsta? Așa. Ok, cutscene, aparent. Ok, Trevor a scăpat. Stai, aia e o babă. Ok. Frate, știi, nu era o loagă, poate să meargă. Puteai să fugi tu după el. Mă rog, Trevor a scăpat. Oh, yes. Suntem șmecheri. Hai să vedem. Cimitir, ceva mormântare. Ninge. Stai, plouă? What? Știi, ok, pare că ninge, dar vedeți picăturile. Și ce dracu, frate, adică... Rockstar Game presents. Rockstar North Production. Și hei, tipul e în viață. Ok, atunci, a cui mormântare? Ei, cred că era blondul ăla, nu știu, habar n-am de fapt, poate că nu. Oh, el mai știe? Mă rog,
Grand Theft Auto 5. Ok. Alertă așa, Do you want to operate it? Yes. Putem să dau enter, mă rog. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. Și totuși, lumea zice de mine că am un limbaj colorat. Dar totuși se joacă GTA 5 și vor să vadă GTA 5. I guess. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Încerc să fiu totuși jocul arată mai bine decât PS3. Clar. Oh, doamne. Sincer că nu-mi place melodia asta, așa, nu știu, genială. Dacă stau să mă gândesc, Steam Song-ul de la GTA 5 cred că este al doilea, nu știu cum zic, Steam Song favorit din seria de jocuri GTA. Da. După Liberty City Stories. Damn, ce doar mi-a fost de San Andreas. Adică de orașul San Andreas. Ok, mulți boschetari. Foarte interesant să stai pe bancă. No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Okay. Or better yet, doi negrătei. Și chiar mi se pare genial să ai mai mulți protagoniști decât unul. Aduce diversitate, să zic așa. Plus că nimeni nu poate să zică că jocul e rasist. Ok. Asta zice nigga mai mult decât zic eu gen. Gen. Stai. Ai, mă, trebuia să fie 1337, nu 1373. Au stricat tot. Ok, mergem pe o alee. De fapt, stați puțin. De fapt, știi ce ala sub altă episodul următor? O să bag și subtitrele la cosfiu în episodul următor. Ok, choose one of the cars. Știi, simți legit. San Andreas. Primul protagonist negru din seria de jocuri GTA. Prima misiune, fură o bicicletă. Și acum în GTA 5, al doilea protagonist de grup în jocurile GTA, prima misiune, fură o mașină. O să iau pe cea albă.
child. Oh, you balling hard with the drop top, huh? Pentru că sunt rasist. E o mașină albă pentru... Nu, nu, ca să nu fiu rasist, știi? Deci ca negru e o mașină albă. E? Ok. Bun. Yo. Wow, ok. Deci trebuie să-l urmărim pe Lamar. Lamar. Sau... Crezând că ăla e Lamar. Ok, ok. Deci acum asta e prea ciudat. Deci chestia asta are un control mult prea simplu. În sensul că e foarte rapid. Franklin's ability, ok. Ce? Ce abilitate? Ok. Oh, I see. Înțeleg, chestia asta îl încetinește... Chestia asta mă face pe mine să merg mai repede, adică gen... Nu știu cum să zic, îl încetinește pe el. Ok, faza nașpa... E că nu mi-l arată pe ăla, pe... cum se numește... Pe tipul din față, pe radar, și doamne cât dai urei ăsta... Deci de ce mereu când trebuie să joc eu un nou joc de care conține scene de condus, trebuie să fie, nu știu, altfel asta, fază de condus, nu știu cum se numește, driving simulator, bla bla bla, așa, simulation, driving simulation, nu cred? I have no idea. Mă rog, înțelegeți voi, asta. What the fuck, man? What the fuck? Ok, predatori. Păi, well, de asta nu mi-aduceam aminte. Și că handbrake, pff, dar tu cine mă crezi pe mine? Și cred că o să folosesc abilitatea lui ăsta când o să fie cazul de ceva curs, nu așa, în mod normal, ok. Poate că ar fi totuși... Ups, așa, mă scuzați pentru asta. Ok, hai să-mi văd drumul. Nope, ce? Nu, no, what the fuck? Ce, doamne iartă-mă, a fost asta? Ok, ați văzut și voi asta? Adică, logic, ați văzut. Doar vă uitați la clip, dar totuși, what the fuck, man? Ok. Cum ziceam, nu știu, mai bun șofer. Sincer, o să-mi fie milă de colegii mei când... De colegii mei, de prietenii mei, când o să-mi ceară să... îi duc în anumite... locuri cu mașina. Știi, să mă duc acolo la examenul auto și să mă întrebe ăla unde-i învățat să conduci? GTA. Ok. Dar ce-i place lui ăsta să-i plimbe în stânga-dreapta? Ok, înțeleg că e prima misiune și ar trebui să învăț să conduc ca lumea. Dar totuși... Bun. Ok. Sincer, îmi place harta asta cum se vede. Dar nici nu-i praf mașina mea și plină de sânge. Hei! În curând mașina mea o să ajung aproape la fel de rușie ca lui. Stai, asta nu e bine. What? Perfect. Bun. Deci, polițiști... unde dracu mă duc? Serios. Ok, deci iar mă învăr pe aici. Nu cred că trebuia să merg pe aici, dar mă rog. Ok.
că nu mă lasă. What the fuck? Fii atent că mai e poliția. Da, m-a luat poliția. Ce vreți, fraților? Ok, poate totuși scap. Ok, nu scap. Ok, scap. Ok, poate pot ieși pe aici? Of, doamne! Of, doamne! Gata, am ieșit. Ei! Știți care e faza? Că eu nici măcar nu văd ce trebuie să apăs ca să rat în timp ce stau în mașină. Să mă rog, să mă feresc, ne. Pentru că de... Up. Ok. Never mind, m-au văzut. Și am decât două stele urmărite. Yay! Hai că n-am făcut așa mare lucru, am făcut o mașină. Nu pot să pur și simplu vopsesc și să plec. Gen cum era în celelalte GTA-uri. Vedeți, gen, nigă. Oi! Mai țineți minte ce ziceam că o să fac la fel de roșie ca mașina lui ăla? Ok, hai să sperăm că și ăștia întorc la fel de repede ca polițiștii din GTA... din Mafia 2. Adică nu prea. Ok, aici, stânga. Nu, 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 nu. Nu mă vede. Nu mă vedeți. Am fugit și chestii. Acum am scăpat. Sper. Hai de... Cum a apărut ăla să-mi bag piciorul? Mai ceva ca... Puii de țigani să-mi bag piciorul. Ies pe unde nu te aștepți. Ok. Momentul ăla când mergi așa random și ai ieșit totuși ești bine. Deci chestia asta e chiar faină. Hai că e bine. Pa aici? Da, pa aici. Bun, deci Franklin vine aici ca să ia misiuni și chestii. Bun, hai că am scos ceva bănuți. He's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Why is this when he real to me and he gonna get all this full of money? Why is this? Look, man, I gotta go. Hey, Sammy. Îmi place cum are așa sânge peste tot și așa genul. Hai că-i give a shit, nigga. Achievement unlocked. Welcome to Los Angeles, Santos. Ok, deci bine v-am găsit în Los Santos. Get in your car. Tare... Ah, asta? Serios? Asta-i car? Asta-i mașina mea? Ok. Nu zic nu. Și observ că Franklin nici nu stă departe. Am și o întrebare, dacă ai sta așa de aproape de... Loc, mă, de fapt, da, corect, că cine știe ce treabă ai. Dar sincer, aș veni pe jos dacă aș sta așa de aproape, să zicem. Aproape de parte, aproape, înțelegi voi, dacă aș sta așa. Și dracu alt, cât? Jt, deci eu mă jur, nu văd decât jt. Făcea genul jt sau alt, nu știu. Ăsta-i, da.
Ok, deci trebuie să schimb neapărat poziția chestiile, adică să văd și eu frame-urile în alt colț, pentru că o să mă încurce acolo. Pare în locul colțul dreapta sus, ha? N-ar fi rău. Ok. Asta e casa? Ok, asta e casa. Yes! Bun. Gen, vedeți ce zic? Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What the fuck, man? What? Exact așa sunt și eu. What the fuck? You what, mate? Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! What the stank? Stă cu măsa. Pare a fi măsa. În primul rând, după cum vorbește, în al doilea rând, după freză. Ok. Văd că e somn. Dar totuși poate ar trebui să facă și el în duș. Poate. Mamă, dar ce de multe haineri să-mi bag piciorul. Oh, perfect. Ce grafică e în oglinda aia. Whoo! Mission passed. Yes! Franklin de Namar. Whoo! Uhuu! Ok, poate ar trebui să mă culc. Dar... stai. Continue. Asta a fost tot și pentru acest episod. Până la viitoare, am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like, cum am zis, pentru că astfel îmi arătați că vreți mai multe episoade cu GTA și eu o să mă conformez și o să filmez GTA. Însă, până atunci, o zi bună, bye bye.